Votează acum pentru Igor Grosu. Domnul Grosu și-a dedicat întreaga viață comunității și dreptății. Avem nevoie de oameni demni, curajoși, puternici, capabili să facă schimbarea pentru noi toți în următorul Parlament. Ei au băgat alegerile în iarnă, crezând că noi vom prefera să stăm acasă la cald. Chiar dacă suntem înghețați, inimile noastre sunt fierbinți. Noi suntem cu toții determinați să dăm un șut, știți dumneavoastră unde, acestor bandiți, acestor hoți, care au ajuns, vedeți dumneavoastră, să ne citească nouă lecții de moralitate și cum se face o campanie electorală. Sarcina noastră este să aducem lucrurile, normalitatea acasă. Să nu mai fie un bandit care nu ocupă nicio funcție în statul ăsta, să ne citească nouă lecții, cum să ne comportăm. Să nu avem guverne numite noaptea, pe ascuns, ca bandiții. Să nu avem un curcan care stă vis-a-vis, suspendat și care se primblă de 5-6 ori prin vacanțe și se codinește. Cei, mă uit la dumneavoastră, cei de vârstă, de o vârstă respectabilă, cei care ați stat la temelia acestei țări, cine s-a mai gândit? Eu atunci eram copil, dar mă uit la dumneavoastră și sunt sigur că vă puneți întrebarea. Cine s-a mai gândit că în 2019 să ajungem să trăim aceste timpuri când mizeria să fie în fruntea țării? De aceea noi toți, tot ce am adunat bun, cel mai bun în acest bloc, începând cu ziua de azi, prin fric, nu-i nimic. Părinții noștri au trăit timpuri și mai grele. Prin fric, de la poartă la poartă, din ogradă în ogradă, la casă la casă. Mergem, vorbim, explicăm. Ei nu o să facă lucrul ăsta. O să stea la cald, o să stea la televizor, o să stea după bodyguardzilor. Deci ceea ce nu ne pot lua ei și nu au ei, nu au luxul de a discuta cu oamenii direct din suflet. De aceea, tărie, curaj, noi suntem puternici, suntem mulți, învingem acum! Învingem acum! Învingem acum!